Salutare și bine, v-am regăsit pe unii dintre voi mai triști, pe unii mai veseli, triști pe cei care au investit fără să se informeze și plecăm de la mesajul pe care îl afișez acum. Nu vorbesc de mesajele din privat, că ele au fost trimise în privat cu un scop, probabil. Însă, mesajele publice le poate vedea toată lumea, ne uităm pe ele, iată, am investit și de 11 luni, sunt dus cu vorba. Nu ne interesează unde a fost făcută investiția pentru că nu facem un public shaming aici. Nu ne interesează. Ceea ce ne interesează pe noi este să se înțeleagă odată pentru totdeauna prin fapte și nu prin vorbe că suntem singura firmă din România, e citim, care face ceea ce spune. În rest, e vânare de vânt am demonstrat că noi ceea ce spunem și facem. Adică noi trecem de la vorbe la fapte, nu de la fapte la vorbe. 11 luni, aceasta este perioada pe care am văzut-o mesajul afișat mai devreme și a zis hai să fac și eu un bilanț al ultimilor 11 luni din decembrie până în octombrie. Eu merg și cu o lună în avans. Din decembrie noi am dat în folosință 5 parcuri. Este vorba de Tompak Fotovoltaic Sol Romanați, Romilor și Solar M1. 5 parcuri în 11 luni. În aceeași perioadă am mai pornit și CDR Solar, Ecitim Solar 1 și Corlățel. De ce mi-am luat 11 luni până în octombrie? Pentru că pe lângă cele 5 parcuri pe care noi le-am băgat în producție din care oamenii și-au bani în acest interval de 11 luni, atenție, nu vorbim de ceea ce s-a întâmplat înainte de luna decembrie anului trecut. Bilan scurt: 5 parcuri date în folosință, 3 parcuri sunt în execuție. De ce am luat până în octombrie? Pentru că bilanțul va crește de la 5 parcuri care sunt date în funcțiune, care au intrat în funcțiune și care plătesc bani către investitori, luna viitoare sper eu, CDR Solar și Citim Solar 1 să se alăture acestor 5 parcuri și deci să avem în 11 luni practic 7 parcuri date în funcțiune și dacă bunuțul Dumnezeu și birocrația stufoasă ne ajută, vom ajunge împreună cu Corlățel ca în 11 luni să construim și să dăm în funcțiune numai puțin de 8 parcuri. Și le număr din nou, pentru că suntem mândri de ele. Tompac, fotovoltaic, sol, romanați, romiro, solare 1, CDR solare, citim solar 1 și corlățel. Spuneți-mi o singură firmă din România care a mai făcut acest lucru, practic 8 parcuri date în funcțiune în 11 luni și eu mă voi înclina în fața lor sau în fața ei, că nu cred că vor fi mai multe, de fapt eu nu cred că va fi niciuna. Dar jos pălăria, dacă voi mi-arătați un parc, atenție, nu o parcuri pe care s-au încasat banii, că acolo suntem campioni. O parcuri care au fost date în funcțiune, care au fost construite, care au primit toate avizele, care au toate documentele, inclusiv cel de final despre care am tot vorbit, contractul de vânzare, cumpărarea energiei și care funcționează și care plătesc bani către investitori. Nu există în România în acest moment. Poate vor veni, poate vor învăța, alții de la noi modul în care, iată, se desfășoară lucrurile și poate, cine știe, de la anul vom avea cu adevărat o concurență serioasă. Până atunci eu vă spun că astăzi suntem în 19 -a -a 2023. În România nu există o companie care să facă ceea ce face Citim. Și anume, să construiască și să pună în funcțiune la un interval de maximum 3 luni câte un parc fotovoltaic intervalul e chiar mai scurt. Deci cam despre asta este vorba. Am văzut zilele trecute și un filmuleț extrem de interesant în care se spunea că CEO-ul Coca-Cola a câștigat într-un an de zile 50 de milioane de euro. Poate părea o sumă mare, însă Warren Buffett care a investit în Coca-Cola a câștigat 500 de milioane de euro, deci asta este venit pasiv. Iată de ce poziția asta de investitor este mult mai bună decât cea în care te afli în mijlocul acțiunii, în care stresul este mai mare și câștigul este practic mai mic. Cel mai simplu este să devii investitor, să ai un venit pasiv 25 de ani lună de lună. Altfel spus, ca să mă întorc la un vechi moto, investește cu cap, investește informat. Ai nevoie de informații suplimentare? Foarte simplu, Gmail.com sau contacta toți.ro sau intră pe platforma toți.ro. Acolo vei găsi o mulțime de informații. De fapt, ăsta este primul pas, trebuie să-ți faci un cont acolo. Vei găsi o mulțime de informații, vei vedea plajele de discounturi, vei vedea contractele pentru că în virtutea transparenței, toate documentele cu care lucrăm sunt afișate pe această platformă. Totul este la vedere documentele sunt la vedere, plajele de discounturi sunt la vedere, producția de energie este la vedere, absolut totul, pentru că încercăm să facem totul cât mai transparent. Chiar dacă avem un preț al energiei mai jos, garantăm venitul, așa cum am spus-o, nu cuantumul, dar chiar și așa noi tragem cumva draperiile, spuneți-le cum vreți, cortina din fața business și vă arătăm absolut totul Așa cum este în realitate. Nu facem promisiuni deșarte. Ceea ce promitem, noi facem. Cam atât pentru astăzi, dar revin cu informații noi, așa cum mă știți, transparente și corecte.